Bună seara, doamnelor, domnilor! Conform datelor prezentate de Institutul Național de Statistică, economia României a fost la un pas de recesiune pe final de 2021. În acest context, analiștii financiari susțin că 2022 va fi un an dificil și că, în lipsa războiului din Ucraina, țara noastră urma să se confrunte cu crize economice de proporții. Cât de mult poate ajuta Occidentul și NATO Ucraina fără a declanșa un război cu Rusia? Aceasta este întrebarea care preocupă pe toată lumea, iar variantele luate în calcul sunt multiple. Joe Biden anunță lipsa alimentelor la nivel global. Emmanuel Macron, de asemenea, prognozează o foamete fără precedent. Europa, Africa și Asia vor fi profund afectate. S-a pregătit pachetul de măsuri de sprijin după explozia prețurilor. Marcel Ciolacu spune că i-a înaintat premierului un draft care cuprinde măsuri pentru economie. Potrivit unor surse, socialdemocrații vor plafonarea prețului la RCA, subvenții la carburanți pentru transporturi, dar și vouchere pentru persoanele cu venituri mici. Sunt Rafaelo Varga, gazda dumneavoastră din această seară. Începe o nouă ediție retrospectivă a săptămânii, iar alături de invitații noștri vom analiza toate evenimentele. Este vorba despre domnul Radu Herjeu, jurnalist și analist politic. Bună seara, Radu! Bună seara! Și Adrian Cuculis, avocat. Împreună vom încerca să realizăm o incursiune asupra evenimentelor care au ținut agenda săptămânii. Începem însă ediția din această seară cu o informație de breaking news. Fostul președinte al României, Traian Băsescu, ar fi fost internat de urgență în această dimineață într-un spital din Paris după ce ar fi suferit un AVC. Fostul președinte a fost dus în capitala Franței cu un avion privat în urma unui accident vascular cerebral, susțin surse apropiate familiei. Politicianul și-ar fi pierdut brusc auzul, aceasta fiind principala alertare a familiei. Întrucât au apărut complicații la plămâni, medicii români au decis transferarea lui de urgență în străinătate. Și suntem în acest moment într-o legătură telefonică cu medicul Corneliu Toader, neurochirurg. Bună seara, domnule doctor! Așadar, sunt informații deocamdată neconfirmate oficial, însă pentru început v-aș întreba ce reprezintă atacul vascular cerebral, dacă ne puteți explica așa pe scurt. Cum să nu, în două cuvinte am să fac. Sunt două tipuri de accidente vasculare. Accidentul vascular ischemic, care înseamnă o lipsă de sânge și de oxigen la nivelul creierului, și accidentul vascular cerebral hemoragic, care înseamnă un revărsat prin ruperea unui vas la nivelul creierului. Vis-a-vis de informația pe care dumneavoastră ați dat-o, ar putea fi vorba de un accident vascular ischemic, care este de departe mai ușor decât accidentul vascular cerebral hemoragic. Însă, ca și semn izolat, pierderea doar de auz este puțin sugestivă pentru un accident vascular ischemic cerebral, mai degrabă pentru un spasm la nivelul arteriei auditive, ceva care este mai degrabă în domeniul otologiei decât în domeniul neurologiei. Ar putea, domnule doctor, o veste proastă sau o situație care să pună mult pe gânduri persoana în cauză să ducă la declanșarea unui AVC? Este puțin probabilă această variantă. Doar o afecțiune cardiacă, cum ar fi o fibrilație atrială și care este embolizantă și aruncă în circulație în mici chiarcuri de sânge, ar fi putut bloca un asemenea vas. Am înțeles, vă mulțumesc tare mult, a fost domnul doctor Corneliu Toader, neurochirurg. Doamnelor, domnilor, vă reamintesc informația momentului. Fostul președinte al României, potrivit unor surse, ar fi suferit un AVC. Informația însă nu a fost confirmată oficial de către familie. Ce pot să vă spun este că se așteaptă din moment în moment o postare oficială pe pagina de socializare a lui Traian Băsescu. Însă, pentru că știm bine, în această săptămână, alaltă iar ICCJ-ul a decis că Traian Băsescu a fost colaborator al securității. Adrian Cuculis, aș începe cu tine să te întreb, până la urmă, ce pierde Traian Băsescu după această decizie? Da, bună ziua tuturor și pe invitatul noastră din platou. Sunt câteva aspecte care trebuie lămurite, pentru că mi-aduc aminte, deja se iscase de ieri, de când s-a aflat decizia definitivă dată de către Înalta Curte, că dacă Băsescu își va pierde, într-adevăr, aceste beneficii pe care le are în calitatea sa de fost șef de stat, sau dacă și vei
va păstra pe viitor, pentru că e foarte interesant de observat că o persoană care a colaborat cu securitatea și este dovedită de data aceasta în mod definitiv, existau suspiciuni reale încă de la decizia dată pe fond, dacă o să fie un dosar penal deschis, dacă o să-și piardă aceste privilegii sau nu, conform legii care, atenție, mi se pare relevant să spunem lucrul acesta, a fost modificată undeva la finalul anului trecut, undeva prin octombrie, dacă nu mă înșel, 406, care ne spune că orice fel de președinte de stat care este dovedit ca fiind fost colaborator al securității, își va pierde toate beneficiile și aici aș aminti 75% din cât primește actualul președinte în funcție, pe bază de indemnizație, îi vor fi luate lui Traian Băsescu, mașina de protocol, casa de protocol, garda SPP și alte beneficii, cum ar fi consultul odată pe an la spitalul militar. Astea erau probabil niște mici chestiuni de care se bucura, însă nici una dintre ele, după părerea mea, n-ar trebui să-i mai revină, pentru că odată cu intervenirea acestei decizii, care sigur a intervenit după momentul modificării legii, este clar că el devine incompatibil cu orice fel de beneficiu pe care el ar fi prevăzut legea pe care am amintit-o mai devreme. Trebuie să spunem totuși că el a avut două mandate. În aceste două mandate, cel puțin la al doilea, a dat o declarație pe propria răspundere, care era prevăzută sub sancțiunea falsului în înscrisuri, care spunea în felul următor, că nu am fost colaborator al securității. Este puțin probabil să săvârșești, de fapt este imposibil, nu puțin probabil, să săvârșești o infracțiune de fals în înscrisuri în forma aceasta, în sensul în care tu să nu fi știut că ai dat niște note informative. Eu știu povestea lui care venea și spunea că, de fapt, acele note nu au fost date în mod direct securității, că erau date conducerii și așa mai departe, dar ele vizau niște note de observare, niște note informative care au fost deconspirate și dezvoluite până la urmă. Deci eu cred că inclusiv un dosar penal o să se deschidă, chiar dacă el nu mai are niciun fel de efect, să le spunem tuturor celor de acasă și lucrul acesta, pentru că infracțiunea de fals în înscrisuri este oricum prescrisă. Dar cel puțin din punct de vedere al beneficiilor, cu siguranță Băsescu n-o să mai dețină niciun fel de beneficiu de genul acesta, pentru că așa spune legea și sigur că nu în ultimul rând, cred că problema lui acum, dacă într-adevăr s-a întâmplat să aibă un AVC, indiferent de forma pe care a prezentat domnul doctor, pe care ar putea să o aibă. Cred că problema lui principală este sănătatea și nici de cum această decizie, dar este foarte grav, uitându-ne în trecut, că o persoană aflată la conducerea țării, o persoană care promulga, da, legi, care poate că vizau tot felul de chestiuni care intrau în contradicție cu notele informative pe care le dăduse el înainte de 89, să fie avut această putere și, deși existau suspiciuni serioase, să se fie așteptat atât de mult. Încă o chestiune pe care aș menționa-o, fără să monopolizez discuția, aducem aminte că același CNS s-a dat cel puțin trei adeverințe, dacă mi-aduc aminte corect, prin care se constata că el nu a fost colaborator al securității, doar că există un articol care spune că pe baza oricăror suspiciuni sau acte suplimentare care apar, se poate redeschide o anchetă. În același lucru s-a întâmplat și aici și în cele din urmă, Curtea de Apel și ulterior în alta curte a constatat acest statut, această calitate de colaborator al securității. Și repet, pentru toți cei de acasă, ar trebui în mod normal să-și piardă orice fel de beneficii ce ar fi revenit în calitate de fost președinte de stat. Bun, vom urmări acest subiect să vedem exact ce se va întâmpla. Radu Herjeu, cum afectează imaginea României în Europa, în lume, prin decizia cu privire la fostul președinte Traian Băsescu? N-am idee, sincer, pe mine m-a interesat cât a afectat România prezența lui Traian Băsescu în viața politică autohtonă. Cred că e mult mai important asta și urmele pe care le-a lăsat după ce și-a terminat mandatul, decât ce o să zică acum britanicii despre faptul că românii au votat de două ori la alegeri și de două ori în referendum un individ care s-a dovedit a fi colaborator al securității. Deci nu ofițer, nu să spui că, mă rog, își apăra țara, nu, un turnător. De altfel, lucrurile astea se știau, se vehiculau și probabil că unii chiar știau bine lucrurile astea. De ce a fost nevoie de încă 8 ani după ce el și-a terminat mandatul ca o instanță să dea un verdict definitiv? Și presupun eu că acest verdict definitiv e dat pe baza unor dovezi, nu e dat pe baza unor articole din ziare. E un mister, așa cum este un mister de ce n-a fost verificat foarte bine atunci când prima dată a candidat la primăria capitalei, ulterior la președinția României. Bun, răspunsurile cred că sunt destul de ușor de dat în această situație. Din păcate, moștenirea sa
totuși a fost 10 ani, deci din acești 30 de ani, o treime a fost ocupată de Traian Băsescu în fruntea țării, iar și acum foarte mulți din discipolii săi încă mai sunt în funcții cheie sau în poziții foarte importante pentru România și îi duc opera mai departe sau îi desăvârșesc opera. Prin urmare, el, chiar dacă acum, plus că eu, sincer, nu-l cred atât de sensibil încât, vai, ce l-a durut... Bun, acum, oricum, îi dorim sănătate. Da, sigur, și... multă sănătate. Nu, vreau să spun că nu cred că există vreo legătură între... atât de tare. Da, deci nu cred că există vreo legătură între decizia instanței. În fond, el știa foarte bine, cum spunea și domnul avocat, el știa foarte bine ce a semnat și cui a dat note informative. Faptul că acum, în sfârșit, o instanță, când nu mai poate atinge cu nimic, că are un salariu de 7.000 de euro, își ia câte o mașină în fiecare lună. Adică chiar nu cred că îl interesează. Are mai multe case, inclusiv aia din Mihăileanu, pe care n-a investigat-o nimeni. Deci nu cred că îl interesează foarte tare că o să-și piardă mașina de protocol și casa de protocol, în care oricum prea puțin stătea, că trebuie să stea la Bruxelles, că este europarlamentar, iarăși votat de români și trimis acolo. Bun. Vom vedea în decursul acestei seri care va fi mesajul pe care fostul președinte al României, Traian Băsescu, îl va posta pe pagina sa de socializare. Vă reamintesc informația, potrivit unor surse, ar fi suferit în această dimineață un AVC și ar fi internat la un spital din Franța. Însă schimbăm acum registrul, pentru că, potrivit datelor prezentate de Institutul Național de Statistică, economia României a fost la un pas de recesiune pe final de 2021. În acest context, analistul financiar Adrian Negrescu susține că 2022 va fi un an dificil și că, în lipsa războiului din Ucraina, țara noastră urma să se confrunte cu crize economice de proporții. Urmărim sincronul și revenim în platou. Din toamna anului trecut, suntem în anul supraviețuirii din punct de vedere economic și ce spune domnul Pipera este adevărat, ne îndreptăm spre o criză economică de proporții. Gândiți-vă că chiar și fără acest război aveam impactul inflației, acestor creșteri de prețuri la materiile prime, la petrol, la gaze, la energie, care au spulberat practic mare parte dintre companiile mici din România. Mai mult decât atât, avem o criză de lichiditate în piață. Gândiți-vă că 80% din dolarii care sunt în momentul de față în piață sunt tipăriți în ultimii 2 ani. S-au tipărit bani fără număr și acum, din păcate, vine nota de plată. Toate acestea le vom plăti pentru că noi suntem importatori direcți pe toate zonele, de la comerțul alimentar, la produsele din zona materialelor de construcții, la siderurgie, la absolut tot, din păcate, am ajuns să importăm. Iar acest lucru ne va afecta din punct de vedere economic. Estimam la începutul anului că vor fi aproape 100.000 de companii care își vor închide porțile cu aproape 500.000 de șomieri. Mi-e teamă că și pe fondul războiului și pe fondul acestor sancțiuni numărul lor va fi mult mai mare. Iar recesiunea va fi până la urmă o realitate în România și poate chiar mai devreme decât ne-am fi așteptat. Așadar, doamnelor, domnilor, un interviu foarte important din partea analistului financiar Adrian Negrescu. Radu Herjeu, cum comentezi toate aceste afirmații? Era de așteptat. Adică semnele erau încă de anul trecut, în pofida optimismului fostului premier Cîțu, care vedea creșteri economice astronomice și România o duce cel mai bine, toți o să... În sfârșit. Deci semne erau. Sigur că e normal ca 2 ani de pandemie în care aproape toată lumea a intrat în shutdown să aibă efecte pe termen mediu și lung. A venit acum și acest război care practic blochează, nu știu, un sfert de Terra, da? Deci toată partea estică o scoate în afara circuitului comercial și economiei mondiale. Da, o să se vadă efecte. Din păcate, România n-a avut în ultimii mulți ani o viziune și o strategie pentru a preveni efectele unor astfel de crize, care sunt periodice, adică nu sunt ciclice, nu s-a întâmplat în 2008, o să se mai întâmple și numai că noi, din păcate, n-am învățat nimic. Și din punctul de vedere al agriculturii, care este extrem de importantă, iată, o dovadă e că în PNRR noi n-am fost în stare să punem strategii în agronomie, irigații și așa mai departe, tocmai pentru a deveni un pic mai independenți de importurile de alimente, astfel încât în situații ca acestea, în care probabil că țările, mai ales țările bogate din Europa, vor încerca, evident, să
țină în țară cât mai multe produse și să le exporte pe bani mult mai mulți, România să nu fie dependentă de astfel de lucruri. Da, România va importa foarte mult, importă foarte multe alimente și probabil că o va face din ce în ce mai scump, ceea ce înseamnă că din ce în ce mai puțin români își vor putea permite aceste alimente și sper să nu ajungem în situații dramatice. Pe fondul ce spunea Negrescu, într-adevăr, vor fi și foarte mulți șomeri, se vor închide foarte multe firme. Acești șomeri, evident, din ajutorul de șomaj nu vor putea să trăiască ca înainte sau într-un mod normal. Deci da, cred că ne așteaptă vremuri grele. Și pornind de la concluzia ta, Adrian Cuculis, cum este afectat românul de acest val de scumpiri și totuși și de aceste anunțuri îngrijorătoare? Și aici aș preciza faptul că pătura preponderentă a românilor sunt cei cu salariu mediu, salariu mic. Da, domnul Hergeu are dreptate și de acolo voiam să și continui cumva discuția, pentru că vreau să vă dau un exemplu pe care cumva în contextul ăsta cu Ucraina, Rusia și așa mai departe, cred că e binevenit. România importă din Rusia 10 unități și exportă 5 unități. Deci asta ne arată nouă că pe anumite, și aici nu mă refer la gazul rusesc, mă refer la produse cum ar fi porumbul, cauciucul, chiar mă uitasem la un moment dat medicamente, adică sunt tot felul de produse importate din Rusia. Deci, pe de-o parte, această dependență pe care o avem noi față de Rusia, că dacă import 10 unități și exporți că 3-5 unități, este clar că ești acolo cumva subjugat în importul, exportul respectiv, mai degrabă în import decât în export. Dar mai mult de atât, vorbim despre pătura aceasta, și nu mai știu dacă poți să-i spui pătura de mijloc, dacă e pătura de jos. Adică, noi oricum am avut așa o zonă neadaptată întotdeauna, pentru că noi ori aveam un salariu foarte mic, erau cei care aveau vorba invitatului dumneavoastră că își cumpăra cu o mașină fiecare zi. Îi mulțumesc Dumnezeu că sunt ancorat în realitate și văd în fiecare zi ce se întâmplă din punct de vedere economic prin prisma celor care calcă pragul. Că vorbim de persoane care sunt concediate, că vorbim despre mari companii care restructurează și atunci își caută toate pârghiile pentru a putea să restructureze în mod legal ca să nu poată fi chemate în judecată ulterior. Și nu în ultimul rând văd firme, da, pentru că segmentul acesta al serviciilor, segmentul producției, care e destul de slab la noi, pentru că economia noastră este o economie bazată aproape de un procent, să spunem așa, îngrijorător pe bază de consumerism. Adică noi consumăm foarte mult, ne împrumutăm și ciclicizăm, dacă vreți, economia prin situația aceasta. Și atunci criza economică, sigur că pe noi ne pândește mult mai tare, plus că am văzut o irresponsabilitate destul de mare când a venit vorba despre semnalele ce provin din peste tot, până la urmă, de pe tot globul, că urmează o mare, mare criză din punct de vedere alimentar. E bine, noi nu ne gândim să stocăm, nu ne gândim la producția noastră să o păstrăm, cel puțin să vedem ce se întâmplă în perioada următoare, ne gândim la exporturi. Chiar au fost niște declarații publice tulburătoare, după părerea mea, când peste tot se vorbește despre o criză alimentară, tu să exporți. Exporți acum ca să importi peste 6 luni de zile la preț dublu. Noi ne-am obișnuit cu treaba asta în multe domenii, însă acum chiar nu mai este de joacă, plus că contextul economic pe de-o parte este strict influențat, cel puțin în momentul de față, într-o proporție destul de mare și de ceea ce se întâmplă în Ucraina, acolo unde cu siguranță o să rămână un conflict mognit, înghețat, multă vreme de acum înainte. Și atunci, văzând faliment pe la toate colțurile, când vorbim despre companii care produceau ceva totuși pentru economie, când vedem o tendință, spune, destul de periculoasă de a majora niște taxe și în același timp vedem o tendință periculoasă de cartelizare pe anumite segmente. Și aici nu aș elimina segmentul acesta al energiei, care în continuare ridică mari semne de întrebare și probleme serioase, chiar dacă vorbim de, eu îi spun păcăleala de la 1 aprilie, pentru că culmea, chiar de la 1 aprilie se aplică acea plafonare, văd în continuare persoane care le primesc facturi din de acum câteva luni de zile cu 10 de milioane de lei, transmise către operatorii de creanțe, puși în executare, deci este clar că vorbim despre o instabilitate pe toate planurile, fără să fiu alarmist într-un fel, eu vreau să le dau sfaților de acasă și la un moment dat chiar își punea cineva problema, ok, tu ne spui să facem niște economii, dar cum să facem economiile când nu ne ajunge salariul să ne descurcăm de la o lună la alta, pentru că ceea ce s-a întâmplat din punct de vedere al inflației și ceea ce s-a întâmplat din punct de vedere al creșterii salariului minim pe economie de la 1 ianuarie, de fapt a fost cumva o compensare cu creșterea prețurilor, dar de fapt ne-a rămas în situație identică, dacă nu chiar mai proastă decât în 2021. Contextul războiului și toată perspectiva aceasta, mai ales că de câteva zile se vorbește foarte serios, vreau să vă dau un exemplu, chiar am avut pe cineva care mă solicitase să-i dau toate sfaturile și să preia consultanță
la mine cum să nu plece în armată? Adică oamenii își pun problema asta cât se poate de serios, că vor fi concentrați și vor fi chemați în armată. Deci economia cu siguranță are de suferit. Eu aș vrea neapărat acum să vorbim despre deficitul de alimente, pentru că mai mari lumii spun că va fi într-adevăr o problemă reală. Este declarația surprinzătoare făcută de președintele Statelor Unite după prima zi de întâlniri de la Bruxelles. Joe Biden a adăugat că Ucraina și Rusia sunt coșul de pâine pentru Europa, iar efectele războiului se vor simți la nivel mondial. Ulterior, Klaus Iohannis a liniștit apele și a spus că România are o situație agricolă bună, însă că este posibil ca prețul alimentelor să crească în urma sancțiunilor impuse Rusiei. With regard to food shortages, yes, we did talk about food shortages. And it's going to be real. The price of these sanctions is not just imposed upon Russia. It's imposed upon an awful lot of countries as well, including European countries and our country as well. Așa s-a încheiat prima zi de discuții a aliaților NATO și a liderilor europeni de la Bruxelles. Președintele american Joe Biden a atras atenția că unele crize alimentare, ca urmare a invaziei ruse în Ucraina și a sancțiunilor impuse Moscovei, vor fi posibile. Nu credem că va exista o problemă semnificativă în România, dar în plan mondial este clar că pot să apară situații în care aprovizionarea nu va fi la nivelul la care am fost obișnuiți. Dacă ne gândim doar că o bună parte din grâul care se consumă pe întreaga planetă se produce în Rusia și în Ucraina, sau cel puțin până acum s-a produs în Rusia și în Ucraina, putem să ne dăm seama că deja de aici este posibil să apară o problemă în aprovizionare. România are o situație bună în ce privește agricultura și credem că nu vor fi probleme. Cu toate acestea, efectele războiului se vor vedea din punct de vedere al scumpirilor. Este posibil ca sancțiunile pe care le-am hotărât și de care intenționăm să ne ținem să producă mișcări și la prețuri la alimente. Liderii occidentali au analizat și impactul actualei crize asupra situației de securitate pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice. Asta în contextul în care ambasadorul Rusiei la ONU a declarat că țara își păstrează dreptul de a folosi arme nucleare dacă Rusia este provocată de NATO. We are concerned partly because we see the rhetoric and we see that Russia is trying to create some kind of pretext accusing Ukraine, United States, NATO allies for preparing to use chemical and biological weapons. And we have seen before that this way of accusing others is actually a way to create a pretext for do the same themselves. Astăzi, liderii europeni vor continua discuțiile la Bruxelles în încercarea de a găsi soluții. Totodată s-a decis ca aliații NATO să trimită 40.000 de soldați pe flancul estic și să fie înființate 4 grupuri de luptă multinaționale în România, Bulgaria, Ungaria și Slovacia. Președintele Joe Biden va fi astăzi prezent în Polonia, unde va merge aproape de granița cu Ucraina și se va întâlni cu soldații americani poziționați în această regiune și posibil și cu refugiați. Și între timp, președintele Joe Biden a ajuns în Polonia, la chiar 25 de kilometri de granița cu Ucraina, practic acolo unde este războiul în plină desfășurare. Radu Herjeu, cum vezi toate aceste anunțuri ale liderilor lumii și mai ales anunțul președintelui Klaus Iohannis, care spune, într-adevăr, situația e în regulă, dar scumpiri vor apărea? Bun, mie mi se pare mult mai echilibrat președintele nostru decât cel american sau cel francez, sincer. Deci, în acest moment, exact ce le trebuia cetățenilor lumii e să le spui nu numai că îi paște un război nuclear, dar și foametea. Eu astfel de mesaje, sincer, nu le înțeleg, pentru că nu înțeleg pe cine sau cu cine vorbește președintele Biden, de exemplu. Adică cine ce ar trebui să facă. Participă la o reuniune și spune vedeți că o să fie grav cu mâncarea. Și ce să facem? Sau cine ce să facă? Nu ei, liderii lumii, ar trebui să facă ceva? Să facem noi de acasă? Deci, sincer, chiar nu înțeleg și nu înțeleg retorica asta care pare mai mult de război decât de timp de pace, în care se întrec fiecare lider din est sau din vest, se întrece în a prognoza tot felul de catastrofe pentru Terra, pe termen mediu sau lung. Deci nu înțeleg, chiar sincer nu înțeleg. Deci oamenii nu o să...
simtă mai puțin o criză alimentară dacă tu îi sperii de acum? Sau nu o să simtă mai puțin amenințarea unui război la graniță dacă tu stai și în permanență îi sperii cu astfel de lucruri? Deci nu înțeleg, de asta spun, salut poziția președintelui Iohannis, care s-a dovedit a fi echilibrat și a încercat să facă ceea ce e normal să facă un președinte. Și anume să calmeze lucrurile, să explice românilor sau să transmită românilor în subsidiar. Nu dați năvală în supermarketuri să vă faceți iarăși provizii, stocuri de mâncare, pentru că România deocamdată, da, pe partea de grâne și așa mai departe, România o duce bine. România importă foarte multă carne, care, ce să vezi, e mai ieftină decât cea din România. Mă rog, aici e o întreagă poveste. Dar, într-adevăr, probabil că nu o să murim de foame. Deci, cred că în acest moment și NATO și Uniunea Europeană are o problemă mai mare, și anume războiul. De aici, cum să-i pună capăt? Cred că e mult mai important acest lucru de discutat și cred că, părerea mea, ca om, ca cetățean al Uniunii Europene, e că trebuiau să limiteze la a discuta despre război, nu la a mai introduce încă un element de teamă în spațiu public, de parcă n-avem destule. Adrian Cuculis, toată lumea îndeamnă la calm, inclusiv președintele Klaus Iohannis, și totuși vine președintele american, este un poate cel mai important lider al lumii și transmite un astfel de mesaj. Cum să-l interpretăm? Da, e da și nu. E o retorică pe care am mai văzut-o de câteva ori când situația era chiar groasă. Dacă citim așa printre rânduri declarația președintelui, care, sigur, el vine și spune că da, stăm bine la grâne și așa mai departe, deocamdată, pentru că nu exclude, de fapt, problematica, pentru că altfel nici n-ar mai fi adus în discuție și să nu ne închipuim că mesajul ăsta l-a scris președintele de dimineață când s-a trezit, nu are ce să mai spună astăzi. Deci are în spate o analiză, sau cel puțin așa sperăm noi, a unor persoane care se uită în piețele internaționale și implicit în grânarul nostru de aici din țară. Și atunci, văzând în contextul acesta declarația lui, eu cred că el ne spune așa: domne, o să fie o problemă la un moment dat, în clipa asta, sau mă rog, în imediata apropiere, viitorul apropiat, nu o să fie o problemă, dar atenție că o să avem o problemă dacă lucrurile se progresează, sigur, în contextul internațional și mai ales ăsta oarecum local pe care îl avem noi aici peste graniță în Ucraina, va influența situația cu partea alimentară. Dar depinde cât de mult se va întinde, dacă vreți, această zonă de tampon pe care Rusia și-o dorește ca fiind zonă de tampon Ucraina, pentru că de ea va depinde foarte tare și modalitatea în care vom percepe prețurile alimentelor pe viitor, dar în niciun caz nu văd declarația aceasta a președintelui Iohannis ca fiind o declarație liniștită, din contră, este o declarație care, sau mă rog, și tonul până la urmă, care mie mi-arată că da, ok, România poate că azi mâine, pe mine nu are o problemă, dar asta nu înseamnă că putem să scoatem, eu știu, partea asta de grâne, de cereale, de care noi știm foarte bine că le importam și din ele și exportam și importam, și să o ducem într-o zonă în care să ne apucăm acum să exportăm tot. Vă spuneam mai devreme că ulterior să ne apucăm să importăm la niște prețuri foarte mari. Sigur, știam și eu de informația asta că avem carne pe care mai degrabă o importăm din alte țări decât să o folosim și să o consumăm de la producătorii locali, pentru că prețurile sunt foarte mari, însă totuși trebuie să ne uităm implicit la calitatea bunurilor pe care le consumăm și noi știm foarte bine că avem, din fericire, în Uniunea Europeană, chiar dacă se dorește un bloc comunitar, un tot, până la urmă, un dublu standard în ceea ce privește produsele alimentare. Dar, peste toate, declarația lui Iohannis chiar nu mi se pare o declarație liniștită. Sigur, ea îndrumă la ponderare, niciun caz să nu ne apucăm acum să dăm năvala. Personal, nu am înțeles nici în 2020, când a început pandemia, în martie, hai să dăm năvala în supermarket și să cumpărăm litri întregi de ulei, tone de ulei, zahăr și așa mai departe. Cum de altfel n-aș înțelege nici acum, pentru că oricum dacă se întâmplă ceva în amenințarea asta nucleară, n-ar mai avea niciun fel de sens. Deci, declarația, pe de-o parte, ok, este liniștitoare, dar nici de cum nu este una care să spună că da, totul este super roz și niciun fel de problemă pe viitor. Viitor care eu le estimez ca fiind peste câteva luni, nu peste câțiva ani. Bun, aș vrea să vorbim acum și despre măsurile economice pentru români. S-a pregătit pachetul cu măsurile de sprijin după explozia prețurilor. Anunțul președintelui PSD, Marcel Ciolacu, care spune că a înaintat premierului un draft care cuprinde măsurile economice pentru această perioadă. Potrivit unor surse, social-democrații vor plafonarea prețului la RCA, subvenții la carburanți pentru transportatori, dar și vouchere pentru persoanele cu venituri mici. Cum vezi, Radu Herjeu, toate aceste măsuri pe care socialdemocrații le propun și care, cu siguranță, sperăm să intre în vigoare? Bun, ele mai trebuie acceptate și de partenerul de guvernare, și anume PNL, iar Câțu
Nu e într-un la fiecare ieșire transmite de fapt același mesaj. Nu ne interesează, nu vrem nimic de la PSD, să se descurce singuri, noi avem alte strategii. Deci, deocamdată, sigur, important e premierul Ciucă, pentru că până la urmă e premierul României, el ar trebui să aibă putere de decizie în acest sens, dar mă tem că nici lui nu-i va fi foarte ușor să aducă alături de sine întreg Partidul Național Liberal pentru astfel de măsuri care sunt preponderent de stânga. Să ne înțelegem, vouchere, limitări subvenții, limitări de preț, plafonări de prețuri, astea sunt măsuri de stânga, nu sunt măsuri de dreapta, așa cum spune PNL-ul că este. Cum ziceam și data trecută, vis-a-vis de plafonarea prețurilor la energie, da, sunt măsuri bune pentru o anumită categorie de oameni, dar din punctul meu de vedere nu rezolvă problema principală, adică nu fac decât să amâne confruntarea cu această problemă, și anume România nu o duce bine economic, nu reușește să facă față unor provocări, cum ar fi liberalizarea prețurilor la energie. Măsură care era anunțată cu surle și trâmbițe de foarte mulți ani, deci n-a venit peste noapte, nu ne-a fost impusă de cineva de pe Marte. Și totuși, noi, după ce am pus-o în aplicare, am descoperit că ne sărăcește înfiorător. RCA-ul la fel. După falimentul uneia dintre companii, constați că piața e dată peste cap și ceilalți își fac de cap și măresc prețurile extraordinar. Sigur, transportatorii au foarte mult, mult mai mult de suferit decât oamenii obișnuiți, pentru că există flote de mașini întregi. Toată mâncarea, din păcate, iarăși, pentru că transportul feroviar în România este sub nivelul la care ar trebui să fie, mare cantitate din alimente este transportată cu camioanele în România. Sigur că prețul, creșterea prețului la benzină pe de-o parte, la RCA pe de altă parte, se adaugă, deci această creștere se adaugă la prețul alimentelor. Implicit, prețul acestora explodează. Deci, e o măsură bună, repet, dar e pe termen scurt, adică nu rezolvă nimic. Mai ales că toate plafonările și toate aceste lucruri se pot face la nivelul de acum, care este infinit mai mare decât cel de anul trecut. Deci, deja sunt foarte mulți transportatori care se confruntă cu foarte multe probleme, români care au probleme, cei de la țară, de exemplu, care aduc la București produsele lor agricole, nu le vând angro, ci vor să vină cu ele în piață și așa mai departe. Iarăși, prețul motorinei, benzinei a explodat, RCA a explodat, implicit, de exemplu, închirierea unei tarabe în piață a crescut foarte mult și atunci normal că și prețul roșiei, prețul cartofului crește foarte mult. Deci, sper să se ia aceste măsuri, să se ajungă destul de repede, dar sper să fie urmate de o strategie legislativă mult mai serioasă pentru a pune o frână acestor creșteri de prețuri în gol. Că, practic, în acest moment, inflația crește, cum spunea domnul Cuculis, din cauza că s-au tipărit foarte mulți bani, pandemie și așa mai departe, era suficient. Adică nu trebuia să se adauge și alte lucruri care cred eu că au fost scăpate din mână, nu erau inerente. Bun, aș vrea să vorbim acum despre Uniunea Europeană, care vrea să sprijine sistemul agricol din Ucraina. Liderii de la Bruxelles au declarat că intenționează să ajute pregătirile pentru viitoarele recolte în ciuda războiului. Mai mult decât atât, aceștia au declarat că vor în special să furnizeze carburant și îngrășământ, dar și să ofere ajutor alimentar pentru țara vecină. Atacurile sângeroase ale Rusiei asupra Ucrainei au adus efecte negative în toată economia din țara vecină. Uniunea Europeană vrea să sară în ajutor și intenționează să sprijine agricultorii afectați de războiul din țara lor. Această decizie este una mai mult decât benefică, Ucraina fiind un importator și producător de grâu, dar și de porumb, și este primul exportator din lume de ulei de floarea soarelui. Pentru că să știți că Ucraina este responsabilă de un export de 25% din producția de grâu la nivel mondial. Jumătate din producția de floarea soarelui se produce în Ucraina și, din nefericire, am văzut că terenurile nu sunt lucrate. Am avut o discuție și cu comisarul Wojciechowski pe agricultură și spunea că Ucraina se confruntă cu o penurie majoră a ceea ce înseamnă combustibilul, motorina. De asemenea, fermierii sunt în câmpurile de război. Potrivit parlamentarilor europeni, agricultorii vor primi pentru început 50.000 de tone de carburant pentru a-și lucra la minimum terenurile și pentru a-și menține producția la niveluri minime de supraviețuire. Adrian Cuculis, acum ajutor oferă Uniunea Europeană Ucrainei. Volodymyr Zelensky spune mergeți și lucrați.
pământurile. Dar totuși, deasupra lor sunt bombardamente, rachetele zboară în continuare, deci, practic, oricât ai încercat să-i ajuți, până nu se pune capăt acestui război, parcă nimeni n-are curajul să facă asta. Da, e o discuție complicată aici. Interesul direct al Uniunii Europene pentru ca țara să nu fie distrusă chiar așa din temelii, pentru că vorbați mai devreme și cu siguranță toată lumea știe că Ucraina era până la urmă un exportator de cereală și bineînțeles că dacă distruși toată țara pe toate planurile și Uniunea Europeană ar avea de pierdut. Adică să nu ne gândim dintr-o dată că Uniunea Europeană ar avea așa un interes superumanitar și 100% în înțelesul și în interesul de a ajuta Ucraina, ci se gândește bineînțeles și la binele blocului comunitar, pentru că ăsta e scopul principal pentru care încă mai avem acest bloc comunitar. De partea cealaltă, e o contradicție, sincer vă spun. Vorbim despre o neimplicare a blocului NATO, vorbim despre o neimplicare a Uniunii Europene în ceea ce privește războiul din Ucraina, ori vedem, pe de-o parte, că se încearcă crearea unor coridoare de transport de armament. Se încearcă, inclusiv, da, vestul, că vorbeați de Joe Biden mai devreme, care s-a prezentat acolo în Polonia, este asta un mesaj foarte puternic, mai ales că din fondul de rezervă al Statelor Unite au fost alocate milioane, sute de milioane de euro pentru ceea ce se întâmplă în Ucraina. Partea cealaltă, în continuare, planează asupra inclusiv a țării noastre, dar asupra planetei peste ea, ceea ce se numește război nuclear, pentru că nebunul, că nu pot să-i spun altfel și cred că l-au catalogat mai mulți așa, vine și vorbește despre folosirea armelor nucleare în condițiile în care situația o va impune. Ce înseamnă asta că o va impune? Înseamnă că Uniunea Europeană ajută, Ucraina să-și producă în continuare alimentele de bază și să nu ajungă într-o catastrofă absolut totală pe toate planurile. Ce înseamnă, de fapt, dacă situația o impune? Coridorul format din armele pe care Uniunea Europeană le transportă acolo, pentru că până una alta, așa cum văd eu lucrurile, Uniunea Europeană s-a implicat în războiul din Ucraina și nu vorbim aici doar din punct de vedere umanitar. Chiar ieri văzusem o știre care cumva sigur că ea are o sâmbură de adevăr, probabil s-a decis ceva pe la Consiliul ONU de trimiterea unor trupe de menținerea păcii. Ce înseamnă treaba asta? Deci tot contextul este foarte ciudat. Inclusiv deciziile luate pe la Curtea Internațională de Justiție, declarații date cu privire la emiterea unor mandate internaționale de arestare pentru Putin. Deci este aici nu mai e o joacă. Aici lucrurile s-au agravat atât de tare încât este clar că Putin nu o să spună dintr-o dată gata, închidem robinetul ăsta al războiului și fiecare se întoarce acasă la el. Deci lucrurile cu siguranță vor evolua, iar această decizie pe care Uniunea Europeană a luat-o de a subvenționa, de a investi, de a ajuta până la urmă sectorul agricol, cred eu că singurul element valabil de discuție este acela că vrea cumva ca această țară să nu ajungă în colaps, inclusiv pe partea aceasta, ca pe mai departe să tragă după ea inclusiv blocul comunitar. Și în tot acest context, mai multe lanțuri de supermarketuri din Grecia au anunțat că vor restricționa cantitatea de făină și ulei de floarea soarelui pe care o pot cumpăra clienții. Măsura a fost luată preventiv după o creștere bruscă a cererii din cauza temerilor că războiul din Ucraina va afecta aprovizionarea. Radu Herjeu, vedem o situație similară, pentru că și în România am avut săptămânile trecute aceeași situație. La benzină, la ulei, după aceea am avut făină și așa mai departe. Da. Bun, cred că preventiv, nu știu, e o măsură bună. Adică să n-apuci să dea oamenii năvală și să cumpere cu tonele. Mai bine să previi o astfel de agitație. Pe de altă parte, când iei o astfel de măsură, semnalul pe care transmiți e că n-ai suficiente provizii și atunci românul cu atât mai mult se va duce să stea la coadă. Da, bun, încă o dată, am mai trecut noi omenirea și noi România. Am trecut prin astfel de crize economice, am făcut exact același lucru, am făcut provizii care la un moment dat s-au terminat. Și atunci a trebuit să mergem să stăm cei mai puțin mai bătrânei așa, ne aducem aminte și cum cumpăram zahăr, ulei și făină pe cartelă. Deci acolo, fără să fie criza economică, ci doar pentru că Ceaușescu vindea absolut toate produsele alimentare românești, le vindea la preț de dumping afară ca să poată să plătească datorie externă. Da, e o situație cu care mai ales generațiile tinere nu s-au mai întâlnit. E o situație grea. Probabil că acel consum de care vorbea domnul avocat se va mai domoli puțin în România. Poate că mulți români vor începe, cei care își permit,
sau își permiteau, vor începe să se gândească de două ori înainte să arunce cu banii în stânga și în dreapta. Problema cea mare va fi la pătura care nici acum nu se descurcă cu banii. Ce va face în noile condiții? Revin, nu e suficient să oprești vânzarea unor cantități mari de produse dacă uleiul, să spunem, de la 8-9 lei cât e acum, va ajunge 20 de lei litru. Adică probabil că atunci va sta în galantare și nu o să mai aibă cine să-l cumpere. Deci acolo trebuie lucrat. Astea sunt măsuri, încă o dată, pe care fiecare și lanțurile de magazine, fiecare piață internă le ia în măsură în funcție de previziunile pe care le are. Dar până la această criză economică de care se tot vorbește, aș vrea să vorbim puțin despre refugiați. Vizita emoționantă a ministrului familiei la un centru unde se află copii orfani din Ucraina. Micuții au fost asigurați că vor fi tratați în așa fel încât nu le va lipsi nimic pentru a duce o viață normală. Copiii au ajuns în țara noastră după ce au fost salvați din calea bombardamentelor. Peste 20 de copii abandonați din Ucraina se bucură de liniște în aceste zile într-un centru de primire din sectorul 4 al capitalei. Micuții au primit vizita ministrului familiei, tineretului și egalității de șanse, care a dat asigurări că vor beneficia de toată dragostea și ospitalitatea românească. Noi am primit cu toată dragostea, cu toată prietenia și cu toată grija. Ne pare foarte rău că ei se află într-o astfel de situație, au trebuit să părăsească țara, orașul, prietenii, școala și tot ceea ce le este drag din cauza războiului, dar noi încercăm să le asigurăm tot ceea ce este nevoie din punct de vedere al educației, al sănătății, al cazării, al alimentației, chiar și al unor cluburi suplimentare. Vreau să asigur încă o dată autoritățile din Ucraina că noi știm exact care sunt prevederile europene și ne respectăm și propria noastră legislație în domeniul adopțiilor. De aceea nu trebuie să aibă nicio grijă că acești copii vor intra într-un proces de adopție pe teritoriul României. Gabriela Firea a mai susținut că acești copii își vor continua cursurile online și visează să profeseze în domenii creative. Încearcă să se adapteze, își continuă cursurile online pe cât posibil. Primăria sectorului 4, împreună cu Direcția Socială și suntem și noi aici aproape, Ministerul Familiei, încercăm să le asigurăm tot ceea ce este necesar pentru o viață de adolescent cât de cât normală. Din păcate, aceste vremuri sunt tulburi din toate punctele de vedere, dar nădăjduim că le vom depăși împreună, cu multă solidaritate, umanitate și întotdeauna împreună. Drama trăită de copii i-a emoționat pe cei care i-au vizitat. Și aș vrea să încheiem alături de această fetiță minunată, nu mă apropii prea mult să nu se sperie, care a fost foarte încântată că a primit cadou acești papucei roz de prințesă. Toate fetițele din lume au dreptul să viseze că sunt prințese în castel și să nu trebuiască să fugă din calea războiului și din calea bombelor. De la începutul masacrului, în România au fost identificați 600 de copii proveniți din servicii sociale din Ucraina, din care 257 mai sunt în sistemul de protecție specială din țara noastră, a mai menționat ministrul familiei. Centrul unde a mers ministrul familiei, doamna Gabriela Firea, este un centru unde sunt refugiați 17 copii orfani. Radu Herjeu, Uniunea Europeană spune că va oferi 3,5 miliarde de euro pentru țările care primesc refugiați, dar aici te-aș întreba cum pot fi integrați acești oameni în societate, societatea de unde se află în acel moment? Nu știu, în primul rând că e bariera lingvistică foarte importantă. Apoi eu cred că foarte mulți dintre ei și-ar dori să întoarcă acasă, cei care au case, nu vorbim de acești vieți orfani. Cred că, deși și ei cred că ar dori să întoarcă la școala lor din orașul în care trăiau, la prietenii lor, la... Deci cred că cel mai important în acest moment, sau ar trebui, cred că face Uniunea Europeană, să gândească cum
să termine odată războiul și ca acești oameni, cei mai mulți dintre ei, cei care vor dori să se întoarcă acasă, să-și reconstruiască țara, pentru că nu-i văd rămânând în România pe cei mai mulți dintre ei. Încă o dată, probabil că unii au meserii care sunt căutate în România, unii, cei mai mulți, probabil chiar își doresc să muncească. Va fi o problemă la angajare, în ce mod te înțelegi cu un muncitor care nu știe decât ucraineană sau rusă. Deci, sunt probleme. Pe de altă parte, sunt probleme în România cu șomerii pe care avem noi. La un moment dat, pe fondul care există deja, să nu-l ocolim, unor români care deja spun pe Facebook sau pe net că, domne, avem noi săracii noștri, ce ne interesează? Să ne ocupăm întâi de ei, da. Să ne ocupăm întâi de ei. E, probabil că aceștia ar fi și mai virulenți dacă mulți dintre ucrainieni ar decide dintr-o dată să rămână în România. Nu le poți pune la dispoziție case, totuși, niște locuințe decente. Așa, pe termen scurt, da, poți să faci un sat cu containere, poți să-i adăpostești, poți să-i ia oamenii acasă o săptămână, două, trei, patru, o lună. Pe termen lung, însă, nu le poți spune. Statul român nu e în stare, într-adevăr, să pună la dispoziție tinerilor români, de exemplu, foarte multe case. Nu o să aibă de unde să le pună acestor refugiați. Deci, eu cred că cel mai bine pentru toată lumea ar fi ca războiul să se încheie, se încheie în baza unui acord de pace solid, care să dea garanții de securitate tuturor celor implicați, astfel încât să nu mai fie tentați să repornească războiul, iar acești oameni să se ducă și poate România, în cadrul Uniunii Europene, pentru că o parte din cei 3,5 miliarde, Uniunea Europeană nu are bani din altă parte, tot de la țările membre. Da. Deci România, prin Uniunea Europeană, prin acești bani, să ajute la reconstrucția Ucrainei, ba chiar eu sper ca foarte multe dintre firmele românești să fie puțin mai băgărețe și să se ducă acolo și să obțină contracte pentru reconstrucția Ucrainei. Adi, o scurtă concluzie pe final de emisiune după acest material și după, desigur, acest bilanț al oamenilor care au plecat din calea bombardamentelor. Sunt peste 3,5 milioane de oameni, iar ONU vorbește despre faptul că acest număr ar putea ajunge la peste 7 milioane de refugiați. Concluzia nu poate să fie simplă și nici scurtă din nefericire, dar o să încerc să comprim cât pot de mult. Pe de o parte, haideți să ne uităm la ceea ce înseamnă adopțiile acestea, care sigur că ele sunt foarte importante, mai ales când vorbim despre niște copii care ei oricum erau defavorizați acolo în țară la ei, dar minte acum când acele servicii sociale nici măcar nu mai pot funcționa, că funcționau bine, că funcționau prost, oricum nu mai funcționează absolut deloc și ei n-au niciun sprijin acolo. Pe de altă parte, sigur că pe lângă criza aceasta alimentară despre care vorbeam mai devreme, o să fie o criză umanitară de proporții, fără discuții, și aici aș tinde să nu mergem către o zonă... Deci am văzut mulți români spuneau, uite ce mașini sunt pe la hotelurile din România aduse din Ucraina. E bine, acolo vedem probabil 2-3% din ceea ce s-a evacuat din Kiev, din celelalte orașe care au fost afectate, însă criza umanitară de abia începe, pentru că sigur că pacea nu o să poată să fie decât una strâmbă, adică un guvern rus în niciun caz nu cred că mai rămâne cineva din Ucraina care să conducă, dacă se va ajunge la o pace de genul acesta. Și sigur, garanțiile pentru Rusia nu pot fi decât unele care țin de propria lor conducere, în așa fel încât să nu cădere niciun caz Ucraina la blocul Flot Atlantic. Adrian Cuculis, îți mulțumesc foarte mult. Din păcate nu mai avem timp. Adrian Cuculis, avocat, mulțumesc pentru prezență și desigur Radu Herjeu, invitat permanent. Doamnelor, domnilor, am ajuns la final cu ediția de astăzi, din această săptămână, retrospectiva săptămânii. Sunt Rafaelo Varga, vă mulțumesc pentru atenție. De la ora 19 începe ediția specială Fenomen Social, iar de la ora 20 urmează emigrant.ro. Vă doresc o seară frumoasă, toate bune!